Salutare și bun venit în pisieria. Eu sunt Mihail și astăzi vă spun de ce am trecut pe Linux și cum a fost experiența. La mine nu e prima experiență cu Linux. Am mai avut și altele în trecut, doar că asta pare să fie cea mai bună cel puțin până acum. Și asta pentru că Linux se maturizează și asta e un lucru foarte, foarte, foarte bun, uh, mai ales că, știți voi, au fost o felul de mici, mici impedimente în lungul anilor, acum uh, Linux-ul prinde detalii din urmă și pe zona desktop, că pe zona de servere deja era uh, rege și poate fi în viitorul destul de apropiat un competitor serios pentru Windows și pe zona de consumer, De vreo câteva generații, de vreo câțiva ani, începe să devină foarte bun și foarte stabil. Pare mai pregătit ca niciodată chiar să înlocuiască Windows-ul în cele mai multe scenarii, chiar și în gaming. Eu pot să vă spun că joc League of Legends pe Linux fără niciun fel de probleme. Pornește cam greu, dar cred că se va rezolva treaba asta cu timpul. Să sperăm că cei de la Riot Games nu vor face acel anti -cheat din Valorant și pe League of Legends și în astfel să strice compatibilitatea cu Linux. Sau poate vor lansa client nativ pentru Linux. Acum să vă răspund la întrebarea din titlu. De ce am trecut pe Linux? Răspunsul este ușor de intuit, simplu, pentru că m-am săturat de tot ceea ce mi ferea Microsoft cu Windows-ul lor. De bloatware, de încetineala aia pe care o simțeai chiar și pe Core i9 9900K. Merge destul de ciudat și de greu și îl simți că trage deși nu are de ce. Ramare, SSD rapid are, nu mi explic, l-am și reinstalat, la fel face. Ăsta e Windows-ul, trage greu, poate doar la mine, poate am instalat prea multe chestii, poate dacă aș avea un Windows curat ar merge mai repede. Dar nu despre asta e Windows-ul, să spui toate softurile de care ai nevoie. Pe Linux nu se întâmplă asta, mi-am pus toate softurile de care aveam nevoie și merge la fel de repede. Chrome-ul se lansează mult mai repede ca în Windows, Firefox la fel, Opera la fel, pur și simplu toate merg mai repede. Am ales o distribuție de Linux foarte simplă. M-a întrebat amicul meu Cornel de ce nu mi-am pus ceva gen KDE, de deci ce am pus distribuția pe care am pus-o. Am ales Subuntu pentru că este simplu. În toată chestia asta cu Windows, eu am căutat mereu simplitatea. Am folosit tema clasică pe Windows cât s-a putut pe XP, pe Vista, pe 7. Apoi pe Windows 10 am încercat să fac cât mai puțin eye candy. Nu mă interesează efecte, pentru că oricum efectele din Windows, după Windows 7, au devenit așa o glumă proastă. Nu se compară cu efectele, să zicem, din macOS sau din distribuțiile de Linux alea cu KDE sau știu alte chestii. Am pus Ubuntu și am ales interfața grafică XFC pentru simplitate. Și și a făcut foarte bine treaba, are dark mode, arată binișor, decent, nu văd de ce aș face uh, schimbarea. Uh, bine, Linux are marele avantaj că știe să fie și simplu, dar știe să fie și arătos. Asta e chestia pe care o iubesc la Linux, faptul că poate fi aproape orice, oricum. Limita e doar cerul, orice vrei se poate pe Linux, dacă nu există deja disponibil, sigur cineva poate să codeze o, o chestie. Deja unii au transformat... Uh, KDE în Mac OS Big Sur, adică se pot face niște chestii. Nu neapărat că aș fi eu super înnebunit după, după treburile astea, dar da, se poate. Pe lângă rapiditatea și uh, posibilitatea asta de a customiza sistemul de operare cum am vrut eu, mai e o chestie care mi se pare foarte tare și anume faptul că nu trebuie să modific foarte multe setări. Cum vine default, mi se pare foarte bine, totul funcționează, nu mai fac niște chestii de interfață pe aici pe acolo, la Windows, pe de altă parte trebuie să fac foarte multe chestii după instalare, ați văzut și voi care e rutina mea de instalare de mai multe ori, trebuie să pun aplicații, trebuie să fac setări, sunt unele setări de care uit și mi-aduc aminte peste câteva zile, unele pe care le-am făcut în trecut și nu mai știu cum să le fac, trebuie să mă duc pe Google, pe Linux, chestiile astea sunt mai puține, linux în general poate fi folosit out of the box fără alte chestii. Legat de drivere, da, sunt mici probleme cu driverele de AMD din punctul meu de vedere, dar majoritatea chestiilor sunt rezolvabile. Pot juca League of Legends la 240 de frame pe Very High. Și mă bucur foarte, foarte mult că s-a ajuns aici și că am prins eu asta. Pentru că e ceva extraordinar să poți să folosești Linux și să nu-ți fie teamă că o să se strice ceva. Asta este foarte important. Cam asta a fost. Eu am fost Mihail. V-ați fost în pisieria, dacă v-a plăcut acest video nu uitați să-i dați un mare, mare like, de asemenea dați un share dacă vreți să-l vadă și alții, dacă sunteți noi dați un subscribe și de asemenea dacă vreți să susțineți și altfel acest canal puteți deveni membru, mai multe detalii aveți dacă apăsați pe butonul de join. La revedere!